Giuseppe, ia pușca și du-te la vânătoare, îi spuse mama într-o dimineață fiului ei. Mâine sora ta se mărită și vrea să mănânce iepure cu mămăligă. Giuseppe luă pușca și porni la vânătoare. Și numai ce văzu un iepure țâșnind dintr-un tufiș și alergând pe câmp. Îndreptă pușca spre el, ochii și apăsă pe trăgaci. Dar pușca zise poc. Da, da, cu glas omenesc. Și în loc să trimită glonțul departe, îl lăsă să cadă pe jos. Giuseppe îl ridică și îl privi mirat. Apoi se uită atent la pușcă. Părea aceeași dintotdeauna și totuși în loc să tragă, spusese poc, cu un glas vesel și plin de prospețime. Giuseppe cercetă și țeava, dar să fim serioși, cine să se fie ascuns în ea? Într-adevăr, pe țeavă nu era nimeni și nimic. Da, mama vrea totuși să-i aduc un iepure, iar sormea vrea să-l mănânce cu mămăligă. În clipa aceea, iepurele de adineauri trecu din nou prin fața lui Giuseppe. De data asta însă purta pe cap o coroniță din flori de portocal. Privea în jos și umbla cu pași mărunți mărunței. Ia te uită, făcu Giuseppe, și iepurele se însoară. Nu-i nimic. O să împușc un fazan. Și într-adevăr, ceva mai încolo, în pădure, văzu un fazan plimbându-se agale pe cărare, câtuși de puțin speriat, de parcă ar fi fost cea din tâi zi de vânătoare, iar fazanii n-ar fi știut încă ce este o pușcă. Giuseppe ochii, apăsă pe trăgaci și pușca făcu pac. Chiar așa, pac, pac, de două ori, cum zic copiii când trag cu pușca de lemn. Glonțul căzu pe jos și sperie câteva furnici roșii care fugiră să se ascundă sub un pin. Asta e bună, zise Giuseppe, care începuse să se înfurie, să vezi ce mai bucurie pe mama când moi întoarce acasă cu tolba goală. Fazanul, care, auzind acel pac-pac, se ascunsese într-un desiș, se arătă din nou pe cărare, de data asta urmat de puii săi, înșirați unul după altul și doritor nevoie mare să râdă pe seama lui Giuseppe. Iar în urmă venea Țanțoș, mama, bucuroasă de parcă ar fi luat premiul întâi. Dar bucuroasă mai ești, bombăni Giuseppe. Cred și eu, tu te-ai măritat de ceva vreme, dar eu acum în ce mai trag? Încărcă din nou pușca cu mare băgare de seamă și privi în jur. Nu se vedea decât un mierloi sus pe o creangă, fluiera de parcă ar fi zis, împușcă-mă, împușcă-mă. Și Giuseppe îl împușcă, dar pușca zise bang, cum zic copiii când citesc benzi desenate. Apoi scoase și un sunet ușurel în bat jocură parcă. Mierloiul fluieră mai vesel ca înainte, de parcă ar fi zis, ai ochit și ai împușcat, nasul s-a făcut mai lat. Puteam să jur, zise Giuseppe, se vede treaba că astăzi puștile sunt în grevă. Cum a mers vânătoarea? Giuseppe, îl întrebă mama la întoarcere. Bine, mămico, am împușcat 3 minciunele grase și frumoase, numai bune de pus lângă mămăligă.